Sunt Cristina Bercea, PR manager al Târgului Național Imobiliar și vă mulțumesc tare mult că ne sunteți alături online astăzi. În webinarul de astăzi am plăcerea să l-am invitat pe Răzvan Muntean, general manager Imopedia.ro, ce ne va vorbi despre provocările actuale ale agenților imobiliari și despre cele mai eficiente instrumente de expunere în actualul context marcat de pandemia de COVID-19. Vă spun că Răzvan Muntean are o experiență de 21 de ani în imobiliare, lansând portalul Imopedia.ro, ce a fost cunoscut până în anul 2008 sub numele de RAN.ro. Fiind unul dintre cele mai cunoscute portaluri imobiliare din România, desigur că Imopedia.ro este partener al Târgului Național Imobiliar, încă de la primele ediții TNI, pe care l-am organizat la Palatul Parlamentului. În trecut, evenimentul având loc la World Trade Center. Colaborarea de succes dintre TNI și Imopedia continuă și la următoarele ediții ale târgului, desigur, în toamna aceasta, cum avea o ediție nouă, în perioada 2-4 octombrie. De asemenea, mă bucur să vă anunț că am lansat și edițiile Târgului Național Imobiliar de anul următor, iar acestea se vor desfășura între 7-9 mai și respectiv 10-12 septembrie, 2021 în aceeași locație, Palatul Parlamentului. Pot să vă spun că din anul 2010, Imopedia.ro a lansat ZAI, Ziua Agentului Imobiliar, ce reprezintă o serie de evenimente dedicate dezvoltării profesionale a agenților imobiliari. Mai multe informații despre sprijinul pe care Imopedia.ro și ZAI îl oferă întregii comunități de profesioniști imobiliari, vom afla chiar de la Răzvan. Mulțumesc tare mult, Răzvan, pentru prezența în webinarul TNI. Să rămână, Cristina, să rămână, văd că mai sunt niște fete pe aici care ne urmăresc. Bine v-am găsit, dragi prieteni, mă bucur că m-ai scos tu la o cafea și eu eram obișnuit să invit eu oamenii din piață, dar invitația ta a venit cât se poate de bine. Mă bucur tare mult că am avut ocazia acum să te invit în cadrul webinarului TNI, mai ales că în trecut am fost eu invitata ta. Aș vrea să te întreb deja, care crezi tu că sunt provocările cu care se confruntă agenții imobiliari în această perioadă? Plecând de zona pur medicală, care de fapt ne frământă pe toți, fie că suntem producători de soft, suntem agenți imobiliari, oameni de rând până la urmă în general, cred că provocările cele mai mari în momentul de față este să încercăm să ne șlefuim viitorul apropiat, că nu putem gândi prea îndepărtat, în funcție de ce se va întâmpla în zona economică. Și aici, până la urmă, lucrurile se duc în zona de educație. Cred că este mare oportunitate acestui moment ca toți cei din piața imobiliară, fie că sunt agenți, în primul rând, dezvoltatori, sau chiar oamenii din piață care sunt implicați direct în tranzacție, adică vânzătorii și cumpărătorii, să încerce în această perioadă să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în piață și să se educe. Cred că asta este marea provocare pe care o văd eu, cel puțin, în această perioadă. Că altfel nu diferă cu mult față de ceea ce era acum în piață, acum 6 luni, un an. Dar văd, într-adevăr, ceea ce spuneam, văd în piață ca și o aplicare. Adică agenții au început să pună mai mult preț pe educație. Dezvoltatorii sunt tot mai atenți, am văzut și invitații tăi din trecut, atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor și hazardul ăla cu hai să dezvoltăm că piața va crește și suntem într-o continuă creștere. Deja i-a mai potolit un pic, ceea ce este bine, deci nu o zic în sens peorativ, dar e bine. Și cumva ne-a cam zguduit pe toți cumul ăsta de situație medicală-economică. Practic a fost din nou o ocazie de a se maturiza piața imobiliară și fiecare să investească din nou în servicii mai bune. Nu? Și, Cuvântul cheie probabil al acestei perioade este, hai să spunem, reziliența. Adică acea proprietate prin care, cum sunt boxerii, știi, care primesc la un moment dat câte un pumn, iar nasul lor se devine tot mai mare, sau mă rog, mai solid, pentru că se antrenează și el cumva se călește, cum zice român. Deci, da, cred că
reziliența este cuvântul cheie al acestor vremuri. Vreau să mai întreb, de ce crezi tu că este important ca vânzătorii de imobiliare, fie ei dezvoltatori sau agenți imobiliari, să continue campaniile de promovare chiar și pe timpul pandemiei? Pentru că am văzut actori care au decis să taie bugetele, dar și dezvoltatori care, din contră, acum plusează pe partea aceasta de promovare și de expunere. Ce părere ai tu? Să nu fii în piață în momentul de față e cam ciudat. Poți să nu fii în piață pentru că pur și simplu te-ai trezit cu o gaură în buget și n-ai de unde să accesezi niște fonduri, deci s-ar putea să fie cauze pur obiective. Dar să nu fii în piață dintr-o frică, cum că, doamne, încă nu știu ce e, lasă că mai stau un pic o lună, două, trei, peste tine se cam atașează praful și când zic peste tine mă refer peste brandul tău pe care îl promovezi, peste produsul tău dacă ești dezvoltator imobiliar și lucrul ăsta, praful ăla îl dai jos foarte, foarte greu în viitor. Iar a nu te orienta spre, hai să nu zic promovarea aia chioară, dar măcar o promovare care să te țină în viață, să te țină în piață. Chiar dacă poate nu ai niște campanii bine gândite acum, pentru că, să fim realiști, aș vrea să avem o discuție cu cărțile pe masă, dacă îi întreb pe oricine în momentul de față, nu o să-ți poată spune, domnule, lucrurile merg în direcția aia sau aia sau aia. Lucrurile sunt destul de tulburi în perioada aceasta. Am văzut inclusiv mesaje care vin din partea entităților mari, playerilor din piață, care ba încurajează, hai listați că piața și-a revenit, ba vine pe urmă ceva din zona economică care spune stați așa că încă n-a ajuns răul la voi. Adică mesaje din acestea la extremă, până la urmă bulversează foarte mult oamenii care ar vrea să înceapă o campanie, oricare ar fi ea. Și cred că ele sunt cele mai toxice pe care le avem și le-am putea puncta în această perioadă. În rest, de ce nu investesc dezvoltatorii sau agenții? Ți-am spus, fiecare are fricile lui, fiecare se poate poziționa în perioada asta, inclusiv într-un an sabatic, cum ziceau unii. Dom'le, eu mă duc frumos, am strâns niște bănuți, ce-o fi? Bine, nu pleci, că n-ai unde să pleci, dar măcar decât să te agiți și să te trezești la un moment dat că nu știi că probabil ai făcut ceva greșit, așa gândesc unii, eu nu sunt de acord cu conceptul ăsta, dar am auzit și asta, mai bine trag pe dreapta. Ei, a trage pe dreapta dintr-o zonă profesională, chiar și ca agent imobiliar sau ca dezvoltator imobiliar, din punctul meu de vedere este o mișcare pe care nu o recomand. Am înțeles. Partea aceasta de tranzacționare se mută vrând de vrând în mediul online? Crezi că este o variantă viabilă? Nu știu, lumea a vorbit în ultima vreme cum că pandemia asta a adus schimbări în mediul online. Eu nu o simt ca schimbare. Schimbarea tehnologică a venit cine nu voia să o vadă, nu o vedea în ultimii ani. Adică hai să ne gândim că portalurile acum, că tot ai pomenit la început și îți mulțumesc că ai amintit, acum 20 de ani, erau simple instrumente de listare cum erau ziarele pe vremuri, adică varianta electronică a unui ziar, adică un fel de Word pus online, ceva de genul ăsta. În momentul de față, instrumentele pe care le oferă portalele și preocupările în sine ale portalelor sunt mult mai vaste. Ele au început ce pot eu să-mi aduc aminte, că nu știu dacă a fost ceva înainte de 2010 și o zic fără prea multă modestie acum, că nu e cazul să facem multă modestie aici. Prin 2010, cumva ne-am cam dat seama că nu prea e loc de a rămâne doar într-o zonă de hai să listăm niște anunțuri ale agenților imobiliari și să lăsăm doar așa portalul imobiliar. Și am zis, hai să creăm niște verticale care să acopere cumva, să creeze o punte între vânzători, cumpărători și agenții imobiliari. Puntea asta pe care o regăsim din păcate și astăzi ca nevoie în piață, pentru că în ultima vreme am stat destul de aproape de ceea ce înseamnă cumpărător, de ce înseamnă vânzător și am încercat să înțeleg din exteriorul Breslei cumva ceea ce înseamnă, ce percepție au ei față de agenți, față de dezvoltatori, față de ce se întâmplă în interior. Și mi-am dat seama că
prăpastia asta cumva încă există. Și credeam că este mai mică, din păcate nu. Și aici iarăși spun cu cărțile pe masă, există frustrări multe și într-o parte și din alta, și din tagma agenților și din tagma clienților. Și dacă nu există o punte, i-am spus mai devreme, ceva care să informeze și pe unii și pe alții. Uite, mă, agentule, ce-l deranjează pe cumpărători? Uite, măi, cumpărătorule, cam ce înseamnă meseria asta de agent imobiliar și cum poți, ce să-i cert unui agent imobiliar? Deci dacă nu există surse de informare în zona asta, atunci puntea se va, pardon, prăpastia se va adânci tot mai mult. Și spuneam că încă de prin 2010 noi ne-am concentrat un pic pe a crea niște verticale de informare. Știi și tu că am colaborat foarte mult și inclusiv Târgul Național de Imobiliar a apărut în campanii și în emisiuni în zona media, pe care verticala de media pe care noi am făcut-o în jurul Imopediei. Au existat niște bloguri pe care iarăși am lăsat pe oamenii din piață să se exprime. Oamenii atât profesioniști consacrați, cum erau pe vremuri și sunt în continuare, Adrian Crivi avea blogul lui pe Imopedia, Dragoș Dragodeanu era un om cu notorietate care avea blogul lui pe Imopedia. Erau și oameni care pe vremea respectivă erau la început de carieră și care nu aveau niciun pic de notorietate, de genul Daniel Dobre, care totuși acum este o voce în piață și care a pornit, a fost descoperit din pepiniera Imopedia. Deci oameni care în momentul de față cumva au ceva de spus și i-am lăsat să spună și i-am rugat de fapt să spună către piață, ca să înțeleagă și oamenii din piață ce fac agenții imobiliari, care sunt frământările lor. Iar apoi în 2010 ai pomenit, a venit și acel zai, despre care probabil că o să mai discutăm pe parcursul emisiunii, dar ca să închid un pic această introducere mai lungă, până la urmă acest portal sau portalul de imobiliare, dacă te uiți în jurul tău, cam toate portalele încep încet încet să se implice în ceea ce înseamnă înțelegerea și ușor orientarea, chiar să influențeze ușor practicile din breaslă. Și atunci portalul vrând nevrând la un moment dat se va apropia și de elemente de tranzacționare. Nu cred că se va tranzacționa prin portal prea curând. Nu zic că nu se va tranzacționa. Cu siguranță, la un moment dat, așa cum se fac plăți online, posibil să se facă și tranzacții online, dar n-aș merge până acolo, cel puțin în viitorul foarte apropiat, pentru că a face tranzacția online înseamnă, pe de o parte, să, nu știu, faci un booking online, dar nu faci o cumpărare de apartament sau de casă în care implici multă emoție, o investiție, ai nevoie de multă consultanță în spate, nu o cumperi cu cardul online stând pe un portal. Deci aici trebuie să fim totuși realiști. În România se va întâmpla acest lucru mai târziu. Sunt țări în care nu știu dacă se va întâmpla vreodată. Adică poate o să ajungem la pragmatismul ăla ca nație, noi oamenii, încât să spunem, băi, am chef să mă mut din București la Cluj. Ok, dau o căutare pe portalul X, am găsit o proprietate, am încredere că ceea ce găsesc în portal cu toate datele de acolo sunt cele adevărate, motiv pentru care n-are sens să mă mai transpun și fizic la o vizionare, pot frumos să fac tranzacția online. Da, e un scenariu, dar aș prefera să vorbim despre scenariile mai apropiate, care sunt mai decalibrat, să zic așa, decât cele pe care nu le neg. Se poate ajunge și acolo, că sunt tot felul de realități virtuale în care poți face repede o vizionare. Cine știe, poate ne apucă teleportarea până atunci și o facem mult mai ușor, dar hai să vedem. Ok, mai pe concret. Care ar fi instrumentele de expunere cele mai eficiente pe care Imobedia.ro le pune la dispoziția profesioniștilor imobiliare? Aș prefera să-ți răspund la întrebarea asta la următoarea ediție TNI, pentru că Imopedia.ro în momentul de față și, uite, iau-o ca un anunț în exclusivitate pentru TNI. În perioada următoare noi vom avea niște modificări radicale. Ne-au mai întrebat unii alții, băi, ce puneți la cale? Răspunsul este da, punem ceva la cale. O să anunțăm peste vreo lună, două, cam ce punem la cale.
Ideea este că modificările vor fi radicale. Ce se întâmplă în momentul de față pe imopedia.ro este cumva rezultatul acumulării de experiență pe care am avut-o până acum și care o să o vezi împachetată și valorificată, de fapt, cu totul altfel în perioada următoare. Am înțeles. Ce vreau să te mai întreb, Răzvan? În ultima perioadă am văzut cu mulți dezvoltatori, dar și agenții imobiliari care ne-au fost alături la edițiile TNI în trecut și mi-au spus că în ultimele 3 luni a crescut destul de mult numărul de tranzacții. Din punctul tău de vedere, crezi că este rezultatul acelor 3 luni de pauză când a fost carantina și practic s-au oprit tranzacțiile și sunt discuții începute înainte de COVID-19 și încheiate acum, sau chiar crezi că este un trend acesta să crească chiar numărul de tranzacții în piața imobiliară? Cum vezi tu lucrurile? Hai să fim realiști, adică eu am auzit tot felul de povești în piață, cum că dintr-o dată să ne-am scuturat de pandemie, a căzut de pe noi tot COVID-ul și toată frica asta a oamenilor din jurul nostru și gata, ne-am apucat să tranzacționăm chiar mai bine decât înainte. Aș vrea să fim mai realiști. Nu se întâmplă așa. Datele pe care le citim noi prin diverse surse, unele sunt false, altele sunt interpretate speculativ de către unii și alții. N-ai cum, după ce s-a terminat starea de urgență, dintr-o dată să zici gata, în 2 săptămâni piața a revenit, faceți-vă rând că se încep tranzacțiile. Da, dacă au fost tranzacții în perioada anterioară, au fost tranzacții în general pe nevoi stringente. Sau cel puțin nu în zona investițională, aia speculativă. Iar aici n-aș veni nici cu recomandări, pentru că nu e de recomandat așa la modul general. Bă, e bine să vă apucați să cumpărați sau mai lăsați-o pentru toamnă. Nu, este în orice moment al anului, indiferent ce pandemie, criză sau ce mai fi, există oportunități în piață. Dacă tu, ca posibil cumpărător, îți caști ochii și te duci să vezi ce se află în piața aia, să o înțelegi și să iei decizia bună pentru tine, atunci e de bine. Dacă tu aștepți să întrebi pe în stânga, în dreapta și să-ți vină niște răspunsuri din astea generale că da, e bine să se cumpere cam orice pentru că piața crește, atunci ești la o loterie pe care nu o recomand niciunui cumpărător din piață. La fel și cu vânzătorii. Dom'le, e bine să mai țin apartamentul sau îl vând repede acum că am auzit eu că prețurile scad? Pe bune. Ce ne poți spune despre preferințele actualilor cumpărători? Au fost ele influențate de pandemie, practic de perioada aceea în care am fost cu toții blocați în case? Există niște realități pe care le-am testat și noi. Ne-am uitat pe căutările din Imopedia din ultima vreme și da, este confirmată această poveste pe care am mai auzit-o în jur, și anume că oamenii cumva se orientează spre zonele, spre cumpărarea de apartament, de case, pardon, la curte. Acum, căutarea asta e una, achiziția e alta. Căutarea o faci și în momentul în care vezi ce greu ți este și apoi s-ar putea să te trezești blocat în perioada de tranzacție, pentru că vezi că ceea ce ți-ai dorit tu nu înseamnă că este ceea ce poți tu. Și semnalele pe care le-am avut în ultima perioadă din partea băncilor n-au fost deloc încurajatoare, adică această componentă economică, și anume creditarea, este extrem de bine legată de piața imobiliară. Deci când strănută creditarea, cam uită-te puțin în zona imobiliară și vezi că s-ar putea să fie deja unii răciți, să nu-mi folosesc alți microbi și virus. Da. Deci băncile, cel puțin, ai văzut că inclusiv pe proiectele economice generale de tip IMM Invest nu au fost așa de ușor influențate. Gata, a dat statul drumul la robinet, banca a dat și ea drumul la robinet. Nu. Banca este din ce în ce mai precaută, mai ales în perioada asta în care riscul lor este foarte greu de evaluat.
Am înțeles. Ce părere ai despre trendul second home? Înainte de pandemie, din ce în ce mai mulți români investeau în case de vacanță, atât la mare cât și la munte. Și în cadrul Târgului Național Imobiliar am putut să văd o creștere a acestui interes, care chiar s-a concretizat. Deci oamenii chiar au cumpărat locuințe de vacanță chiar și în cadrul târgului. Crezi că acum ei iau o pauză? Nu pot să răspund la întrebarea asta. Pot doar să spun că dacă cineva are în plan să-și ia o casă de vacanță și își permite în momentul de față, o va lua. Pentru că casa de vacanță are un alt regim decât casa ca nevoie primară. Pe aceea o iei la nivel de investiție sau la nivel de investiție emoțională pentru tine. Pandemia poate să încurajeze astfel de achiziții, dar, repet, le încurajează nu la nivelul absolut, ci acolo unde chiar există oportunitate. Pentru că piața în sine este destul de dezorientată. Sunt oameni, dacă îi asculți în piață, și cumpărători și vânzători, noi cumva vedem din întrebări, din lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, sunt destul de dezorientați. Exact ce mă întreb tu acum este cumva vocea declinată în zeci, sute de mii de voci în România. Dom'le, ce să fac? Cumpăr, nu cumpăr? Pică piața, nu pică? Ce-i cu programul ăsta nou? Ce-i cu... Adică... Na. Am avut, spre exemplu, persoane care spuneau că mai degrabă ar fi interesat să cumpere acum o a doua locuință, o casă de vacanță în țară decât în străinătate. Chiar că înainte vreau să cumpere în Spania, Bulgaria... Am avut chiar oferte în cadrul târgului, acum mai degrabă se orientează către România. Bine, desigur, cei care au în continuare posibilitatea, pentru că nu se știe cum evoluează toată această criză medicală. Criza medicală în primul rând, aduce aminte că dacă aveai o casă prin Spania, în plină stare de urgență, întrebarea era ce făceai cu ea. Că dacă erai în România, era mai greu de... făcut drumul ăsta România-Spania în perioada aia. Încă sunt, și insist pe subiectul ăsta, încă este o situație gri la nivel mondial. Nu e vorba doar de România. E vorba de ce se întâmplă în fiecare stat. Uită-te că și granițele sunt tratate separat sau turiștii care pleacă în vacanță sunt tratate separat, fie că sunt din Uniunea Europeană, fie că sunt din afara Uniunii Europene. Nu mai spun de dincolo de ocean. Deci încet, încet toată criza asta medicală se duce tot mai mult în zona socială și asta începe să doară. Nu știm dacă va reveni, că evident, noi acum suntem în vară și vara, de bine de rău, ar fi trebuit să fie o vară liniștită din punct de vedere a virozelor și a problemelor medicale de acest tip. Ne așteptăm în toamnă să avem noi semnale, habar n-am ce va fi. Dar din ce am văzut, inclusiv autoritățile, cel puțin pe zona educațională, adică școlile, slabe șanse să avem o școală normală și atunci evident că ceva începe să se tulbure și în zona aceasta a vieții de zi cu zi. Când știi că copilul tău trebuie să stea acasă și îți pui probleme cu cine stă, alte costuri, alte nebunii, s-ar putea asta să o scoți dintr-un buget din ăla de investiție pe care tu ți l-ai pus deoparte că o să-ți cumpere o casă. Da? E un scenariu. Am înțeles. Răzvan, poți să ne dai totuși niște recomandări pentru marketerii imobiliari? Cum trebuie să se diferențeze de agențiile imobiliare? Cine sunt marketerii ăștia, ca să înțeleg la ce te referi? Toate persoanele care promovează, practic, proprietăți imobiliare. Persoanele fizice, te referi, da? Bun, hai să o luăm așa acum, ca și marketing imobiliar la modul general. Este pandemia asta ne-a cam instruit să fim mai mult cu ochii pe mediul online. Uite, și noi facem emisiunea nu în studio la o cafea, ci online. Vizionările am văzut că inclusiv în perioada de stare de urgență că se făceau destul de bine sau s-au creat pârghii de a face vizionări prin tehnici online. Până la urmă
omul, de bine de rău, a început să ia acest mediu online ca o normalitate. Nu că nu era normalitate și înainte pentru ce înseamnă social media, dar măcar partea imobiliară. Destul de puțini erau obișnuiți să intre pe un tur virtual sau să spună agentul, uite, îți trimit un filmuleț, uite-te. Că era pe principiu, stai așa, vreau să vin să-l simt la fața locului. Ei, de bine de rău, instrumentele acestea digitale au apărut tot mai mult în sânul familiilor și lumea le preia ca ceva normal. Deci această nouă normalitate ar cam trebui să se vadă și în zona de marketing. Adică atunci când începi să-ți promovezi o proprietate, folosește cam acele instrumente pe care lumea le poate absorbi acum, în perioada aceasta de... și cumva beneficiază de această schimbare de mindset pe care cei mai mulți au făcut-o și mai ales cel puțin noi românii am făcut-o destul de repede și fără prea multă bătaie de cap. Deci, în primul rând, nu-ți înșela tu ca marketer, care ai fi tu, că ești agent, că ești particular sau ce mai fi tu. În momentul în care marketezi o proprietate, dă-i acele date importante la nivel absolut. Adică nu te apuca să-i spui, știi, este undeva în Ghencea, dar de fapt este la ieșirea din prelungirea Ghencea pe centură, doar crezând că ne fiind omul în stare să se deplaseze acum, poate îl momești și la un moment dat o să vină la o vizionare și crezi cine știe ce emoții suplimentare. Nu. Lucrul ăsta e ce vorbeam mai devreme, creează și mai mare o prăpastie și mai adâncă între marketer și cumpărătorii de rând. Dă informațiile încât să le poată consuma, să le înțeleagă. Dacă nu le înțelege, explică-i-le. Poate îi dai niște poze din alea în care nu înțelege nimic, niște poze făcute cu telefonul total neprofi. Fă-i-le că ai timp acum, te duci, faci niște investiții minimale, că nu-ți trebuie să iei o întreagă casă de producție ca să-ți facă niște fotografii. Există oameni deja care sunt rulați în industrie și o fac foarte bine, poze profi, dar poze care să arate realitatea din teren. Deci, cred că cuvântul cheie în jurul acestei marketări este încrederea. Deci dacă aș, într-o perioadă în care lumea nu mai are încredere în știrile pe care le vede pe diverse canale, s-a țepuit cu tot felul de unii care i-au purtat degeaba de la o proprietate la alta, cred că încep tot mai mult să aprecieze încrederea și bunul simț, ceea ce pare pare ciudat să ți se pară normal să fie că să întâlnești bunul simț, știi, care de fapt tu așa ai fost crescut. Dar iată că cumpărătorii ar aprecia inclusiv acest lucru și nu uita tu ca marketer, că atunci când deraiezi de la linia asta, e cam nasol. Nu numai pentru tine, ci și pentru toți oamenii din breaslă. Am înțeles. Vorbeam mai devreme despre relația aceasta dintre vânzători și cumpărători de imobiliare. O să ne mai spui cam care a observat că sunt principale nemulțumiri ale cumpărătorilor de proprietăți vis-a-vis de relația cu vânzătorii. De relația cu vânzătorii, acolo sunt două interese total diferite, în primul rând. Vânzătorul are interesul de a vinde cu, să încaseze cât mai mulți bani, iar cumpărătorul să dea cât mai puțin bani. Da? Acum, în realitate nu este doar prețul cel care dictează tranzacția. Că dacă lucrurile ar sta așa, ar fi ca la piață sau ca la bursă, hai să ne jucăm cu cifre. Aici, în piața imobiliară, vorbim și de emoție și de alte lucruri care stau în spatele acelor bani. De exemplu, să spunem că tu ai fi dispus să dai mai mulți bani dacă acea casă ți-ar oferi mai mult confort sau ai fi dispus să dea mai mulți bani dacă ar fi mai aproape de un parc sau de ceva, de un metrou. Și atunci, cumva, trebuie să îți fie atent la ce interese are cumpărătorul în piață și ce interes are vânzătorul atunci când vinde. Dar asta, din punctul meu de vedere, și spune un om care a stat 21 de ani cumva pe lângă agenții imobiliari, dar și ascultând vânzătorul și cumpărătorul, nu o prea poți face lăsându-i pe cei doi ca doi lei într-o cușcă să se bată și să își scoată ochii până la urmă ajung la o tranzacție. Da, sau au ajuns la o tranzacție, dar asta pentru că probabil unul era foarte interesat
să ia acel apartament sau era mai slab de înger sau mai știu eu ce. Dar nu neapărat dacă a cumpărat și a făcut o tranzacție una, doar între vânzător și cumpărător, acea tranzacție a fost benefică pentru ambele părți. Chiar dacă au bătut palma la momentul ăla. Și asta e bine de înțeles și pentru agenții care câteodată se bucură și spun, doamne, agentul, cumpărătorul a fost extrem de încântat, vânzătorul a fost și el încântat. Ia mai întreabă-l tu peste vreo 3 luni, mai întreabă-l peste vreo 6 luni, cum mi se pare că tu probabil i-ai vândut o anumită poveste, tu ca agent, sau poate vânzătorul i-a vândut o anumită poveste și i-a spus, uite, peste drum există un teren și terenul ăla va avea, se va construi un Carrefour. Da? Dacă cumpărătorul a cumpărat acea proprietate cu gândul respectiv și vede că peste 6 luni nu cred că se face un Carrefour, dar se face dita mai bloc în fața lui, e cam nasol. Tu ai fost, poate, ai rămas cu acea impresie că cei doi au bătut palma și toate bune și frumoase. Deci, etica asta imobiliară ar cam trebui încet, încet învățată de, atât de către agenți, cât și de către cei din piață. Pentru că acum, hai să nu... să nu-i periez nici pe cei de la butoane, adică pe vânzător și pe cumpărător. Și ei sunt în piața asta total neexperimentați. Ei merg câinesuri la vânătoare, adică se gândesc, bă, oare cât o fi prețul, mai las, mai pun, cum îl fac pe omul ăla acasă. Vine total nepregătit. În mod normal, într-o tranzacție imobiliară, cei doi ar trebui să aibă exact ca atunci când intră într-un proces, să aibă fiecare avocatul lui. Asta este varianta ideală și în care eu cred cel puțin și sper să se întâmple tot mai des în România, se întâmplă în multe situații, fiecare parte să fie reprezentată de către un agent. Deci când zic reprezentată, adică să aibă avocatul lui. Vânzătorul să aibă avocatul lui, cumpărătorul să aibă avocatul lui. Da? Deci avocat între ghilimele, agentul de reprezentare. Și atunci lucrurile ar merge... Agent exclusiv. Bine, asta cu exclusiv vine natural, că și la avocat, dacă vrei să ții doi avocați, ia doi avocați, dar știi că îi plătești pe amândoi. Dar când zic agent exclusiv, nu mă refer că este unul singur, ci mă refer că acel agent te reprezintă exclusiv pe tine. Doar o parte, da. Da? Deci atât timp cât tu știi că tu ca vânzător m-ai angajat pe mine agent de reprezentare care te reprezintă pe tine, tu știi că tot ce îmi vei spune eu voi folosi în favoarea ta. Sau tot ce voi afla de la cei din piață, de la cumpărător sau de unde mai aflu eu, voi veni și voi transforma lucrurile în favoarea ta. Deci lucrez exclusiv pentru tine. Dacă e un cuvânt ușor nefericit, poate fi limitativ, dar el de fapt este cât se poate de benefic pentru cel în cauză. Este reprezentarea exclusivă a părții respective. Răzvan, aș vrea să mai vorbim puțin despre impactul pe care l-au avut evenimentele ZAI, ZAI la o cafea și ce reprezintă acum ZAI-ul. Da, ZAI. ZAI a plecat cumva de la... Am sesizat, spuneam, în 2010 acel gap, între acea prăpastie între lumea vânzătorilor, cumpărătorilor și a agenților. Deci cele două lumi, clienții și agenții, erau cumva două lumi care... se înțelegeau ele oarecum, dar dacă îi întrebai separat și scuteai pe fiecare la câte o cafea, îți povesteau destul de multe pățănii nefericite din partea fiecăruia. Și acum noi am zis că ZAI cumva ar trebui să fie acea punte spre normalitate. Normalitatea despre care îți vorbeam mai devreme cu avocatul fiecăruia înseamnă un proces, n-ai cum să o faci de azi pe mâine. Este o chestiune care implică o educație atât a unei părți, cât și a celelalte părți. Și atunci, primul lucru pe care l-am făcut a fost să decretăm, să zic așa, o zi, ziua agentului imobiliar. Mă bucur să mi-aduc aminte chiar că voi de la TNI ați fost la multe ediții ZAI și această
Și această zi, de fapt, era un fel de zi de recunoaștere a Breslei. Adică agentul are, în primul rând, nevoie de recunoaștere. Să înțeleagă lumea, uite, domnule, ce face agentul ăsta și care este rolul lui în tot mecanismul tranzacției. Noi am crezut de la început și credem în continuare în agentul imobiliar. Acum, evident, nu-l scoți în față și total nepregătit. E ca și cum l-ai sculat pe cineva din pat care e total bezmetic și îl pui direct în lumina reflectoarelor și zici, zi, hai, că acum deja este ziua ta. Nu, de el ai nevoie să-l speli și nu spălat pe creier, mă refer în sensul să-l educi. Și a avut nevoie și de o componentă de, hai să spunem, de responsabilizare a acestui zai. Adică să-i arătăm agentului imobiliar că odată ce iese în față și interacționează cu cumpărătorul și cu vânzătorul, cumva el reprezintă o breaslă acolo. Poate interesul lui de moment este să facă repede o tranzacție, să spună o poveste frumoasă ca lucrurile să întâmple. Ei, în realitate, odată ce iese în piață, deja el este imaginea unei bresle. Și asta o tot repet eu în ultima vreme și sper să o înțeleagă mulți agenți, că ei, de fapt, vrând nevrând, asta fac, reprezintă o breaslă. Dacă un eșec al lor este un eșec pe tagma agenților imobiliari. Și atunci zaiul a venit cu o serie, să spunem, de evenimente, de evenimente educaționale. Chiar primul eveniment educațional din România a fost la un zai. A fost prima dată când am invitat un trainer de afară, un nume consacrat în internațional, Christian Novotny, în 2010, și a fost momentul care a declanșat niște declicuri pentru mulți agenți imobiliari. Există și pe pagina de Facebook Zai un videoclip cu prestația de atunci. Ideea este că de la astfel de evenimente agenții plecau, bun, energizați, că în general de la evenimente pleci energizat, că gata, de mâine mă apuc să, dar n-am vrut să fie doar energia aia a evenimentului, am vrut să fie mai mult și să mai avem și niște declicuri. Să înțeleagă că direcția pe care să gândească cumva pasul 2, pasul 3, să nu vadă doar ziua de mâine, gata, mâine de făcut o tranzacție, mă uit ce credite am de plătit, ce mai am pe acasă. Dacă dă cu minus, poate, cine știe, mai forțezi un pic tranzacția aia cu o poveste frumoasă. Nu, tu trebuie să te gândești ca agent să-ți faci un plan așa, un plan de carieră, în primul rând. Și prin Zai am încercat și mă bucur cumva că am și reușit din feedback-ul pe care l-am avut de-a lungul timpului să creăm această sete de educație. Și cumva cele două lucruri merg în tandem, deci recunoașterea agentului imobiliar și responsabilizarea lui pentru ceea ce face. Cam asta este modelul Zai. Bun, el a fost o dată pe an, pentru că așa era atunci, nu poți să dai, ca la școala de șofer, nu poți să faci 5 ore într-o zi din prima. Las-o ușor, înveți câte un pic. Și după vreo 7 ediții sau 8 ediții, am declinat un pic zaiul în mai multe direcții. Și anume, dacă o dată pe an se făcea câte un panel de discuții legat de teme imobiliare, iată că l-am declinat în Zai la o cafea și mă bucur să am invitați odată la două săptămâni, chiar mai des câteodată, invitați cu care să vorbesc despre piața imobiliară la Zai la o cafea. Apoi, partea educațională de care îți vorbeam, iarăși am declinat-o în Zai Upgrade, ceea ce a fost important, iarăși, să vedem că lucrurile se întâmplă cu o frecvență mai mare. Că o să fie gala și era planificată chiar anul acesta, din nou, reluarea galei zilei agentului imobiliar. O amânăm pentru la anul, cumva lucrurile se leagă și cu ceea ce urmează să facem. Dar gala trebuie să existe, pentru că gala este o recunoaștere. Restul vin de la sine. Asta este Zaiul, așa a luat ca model. Înțeles. Răzvan, o ultimă întrebare. Ce așteptări ai pentru perioada imediat următoare? De la cine? De la tot. Am așteptarea ca această punte despre care îți vorbeam să fie una de succes și lumea să
pe ea să se tranzacționeze cât mai multe idei pozitive. Adică puntea dintre tagma agenților și cea a cumpărătorilor și a vânzătorilor. Recunosc că m-a îngrijorat și mă îngrijorează în continuare cum de după 20 ceva de ani prăpastia asta încă există. Și da, chiar am așteptări ca lucrurile să se întâmple mai sănătos. Lucrurile clar se vor întâmpla sănătos atât timp cât cumva lăsăm deoparte măști și ipocrizii și mai știu eu ce și punem lucrurile pe față. Pentru că n-ai cum să câștigi încredere față de tabăra adversă, că deocamdată e tabăra adversă, n-ai ce faci, așa o percep mulți. Dacă tu încerci să spui povești și cu gândul că poate prind. Deci, mă aștept cel puțin ca această zonă să fie mult mai curată a colaborării profesionale dintre agenți și clienților. Mă aștept ca portalurile să vină și ele cu un plus în zona aceasta și să înțeleagă că, uite, vezi, n-am vorbit de portaluri astăzi prea mult, dar acum că mi-a adresat întrebarea, mi-a venit următoarea idee. Portalurile cumva au un interes colateral, în chiar altul decât toate celelalte entități pe care le-am înșirat. Dacă ne uităm, cele mai mari venituri ale portalurilor vin din, hai să le zic, anunțuri. Da? Anunțurile respective, cu cât sunt mai multe, cu atât mai bine. Da? Deci din punct de vedere business. Acum, cu cât sunt mai multe, cu atât mai bine, asta îl tentează pe portal să lase în interiorul lui destul de mult balast. Și dacă un portal, de exemplu, și-ar asuma, sau dacă portalul în general și-ar asuma acest rol de a curăța măcar o grada lor. Nu le zici ce fac agenții în altă parte, dar măcar la mine în portal. Dacă tot veniți și postați aici, nu mai postați de 50 de ori un anunț cu 50 de prețuri diferite și lăsați tot felul de balast. Că până la urmă și portalele sunt mijlocitorul imaginii agentului imobiliar în Duke Presley. Și cred că aici mai multă responsabilizare și mai puțină ipocrizie și din partea portalelor. Și aici sunt și eu în rândul portalului, de asta spun că lucrurile ar trebui să fie într-o direcție mai sănătoasă, cred că ar ajuta și ele să însănătoșească piața. În rest, vânzătorii și cumpărătorii mă aștept și ei să fie mai informați. Asta vine natural. N-am ce să le cer lor acum, că ei mă adresez cumva unor oameni care sunt volatili. Ei cumpără odată și un pic în viață. Adică, dar să înțeleagă cumva că nu pot face singuri. Cred că ăsta este mesajul către ei. Să nu se arunce într-un domeniu pe care aparent îl cunosc, deci dacă ei cred că înțeleg ce e aia, suprafață utilă, număr camere și mai și zona nu știu care, ei cred că gata, cunosc domeniul imobiliar. Nu cunoști nimic, să fim serioși, stai liniștit că ai nevoie de un avocat. Avocatul ăla în imobiliare se numește agent și agent de reprezentare. Deci caută-ți agentul de reprezentare dacă vrei să-ți vinzi sau să-ți cumperi sănătos. Dacă vrei să te expui unui risc, treaba ta, merge înainte pe feeling-ul tău. Dar să știi că o faci pe banii tăi. Înțeles. Mulțumesc frumos, Răzvan, pentru toate informațiile pe care le-ai împărtășit astăzi. Cu mare drag. Nu știu dacă am fost punctual, dar m-a luat vorba că atunci când e de vorbit de imobiliare după 20 de ani, încerc să sintetizez, dar câteodată nu iese. Tocmai de asta ne-am bucurat să te avem alături, tocmai pentru că ai o experiență foarte vastă în imobiliare. Și odată ce vor fi puse la punct toate instrumentele noi pe care le pregătiți, o să te invit din nou la un webinar TNI, să vorbim concret despre ele. Mulțumesc tare mult, promit că o să fac, poate chiar sper să o fac în interiorul TNI, pentru că mi-e o plăcere cumva să intru în TNI și să știu că arată un pic altfel decât un târg oarecare și totuși o atmosferă mai de clasă, ceea ce ne-a atras foarte mult acest parteneriat și o zic fără... E o politețe, dar nu e o politețe forțată și tu știi foarte bine că noi suntem parteneri de mulți, mulți ani și am ținut foarte mult să rămânem aproape de TNI pentru că are acel ștaif pe care cu care ne identificăm și noi și cred că un dezvoltator sau cineva care vrea să participe la un târg imobiliar se uită puțin și la zona premium pe care
o dă târgul în sine. Mulțumesc foarte mult pentru feedback. Mulțumesc tuturor pentru că ne-ați fost alături online la webinarul TNI. Sper ca toate informațiile obținute să vă fie de folos în luarea celor mai bune decizii. Iar pentru a fi la curent cu toate știrile, noutățile și oportunitățile imobiliare, vă invit să descărcați aplicația mobilă TNI. Este disponibilă gratuit atât pentru Android cât și pentru iOS. Și de asemenea, pentru a fi prezenți în cadrul evenimentelor mari ca Târgul Național Imobiliar, noi, echipa organizatorică, vă stăm la dispoziție cu cea mai bună ofertă de participare pentru edițiile TNI 2020 și 2021. Mulțumesc încă o dată tuturor, vă doresc o zi minunată! Să ne revedem sănătoși!